Copilăria mea a fost foarte frumoasă. Tot timpul cântam și aveam un radio în perete și ascultam Maria Lătărescu. Și tot așa am cântat până la vârsta de 25 de ani, non-stop. M-am căsătorit, după ce am născut fetița, eu mi-am dorit în continuare să cânt, dar când am vrut să continui și am spus soțului meu, nu a fost de acord. Era foarte gelos și nu îmi permitea să merg mai departe pe drumul cântecului popular românesc. După decesul soțului, i-am spus fiicei mele că eu voi merge la o vedetă populară. Și iată că a venit momentul ca la această vârstă de 63 de ani, frumoasă vârstă, să am curajul să merg mai departe, să ajung o vedetă populară. La noi. Mă bucur că am ajuns la dumneavoastră. Vreau să mă pupați, îmi pare rău. Nu, că știu răbunii. Dar considerați că v-am pupat eu. Nu, ne-am pupat de la așa, din priviri. Așa, da. Din priviri. Mircea Dinescu, vă rog. Eu vă felicit pentru curajul pe care l-ați avut. Mulțumesc. De a veni la o asemenea emisiune. Mulțumesc frumos. Și aveți copii? Nu aveți, nu? Am fica cu mine. Ce? Nu i-a venit să creadă. Da? Da. Dar nu v-a zis, mama, e nebunicerea cu nefai de râs. Bineînțeles. Da. A zis că am ceva sărit. Da, că ei sunt copii de ăștia, ba, nebunii mai. Să duce la vedeta populară. Și ce i-ați răspuns? N-am nebunii, mă, sunt nu, ok. Și a spus, mamă, eu am crezut că ești bolnavă de inimă, dar ce ești bolnav la cap. Așa mi-a zis, exact așa mi-a zis, dar eu am zis, tu gândește ce vrei, eu gândesc ce-mi place. A, iată, bun. Foarte bine. Deci v-a plăcut, da, momentul și personajul, plăcut, bun. Cornelia, te rog. Doamna Elena, sunteți de seamă cu mama mea. Să fiți sănătoasă. Mulțumesc. Să trăiți frumos, vă doresc. Da. Și mi-ați făcut o mare bucurie că ați venit. Mulțumesc. Mă bucur mult. Mulțumim. Niculina.
Locuiți în București? Da. Și cu Gorjul ce legătură aveți? E, mie mi-a plăcut Gorjul, Oltenia. Nu e așa? Cui Doamna face ce-i place. Foarte mult, foarte Cui mult. Nu i-ar plăcea? Și cum ați ajuns la cântecelul ăsta? Știți cine îl cântă? De la cine l-ați învățat? E, de la Maria Ciobanu. Dar știți cine l-a cântat prima dată în Gorj? Pentru că dumneavoastră l-ați cântat, Maria Ciobanu l-a cântat un picuț mai ritmat. L-a cântat Maria Lătărețu. Știam. Așa. Pentru că dânsa a preluat foarte multe cântece de la doamna Maria Lătărețu. Doamna Maria Ciobanu a preluat? Eu când m-am lansat în copilărie, tot de la doamna Maria Lătărețu. Ați învățat? Da, cântam Să ceartă bradul cu plopul. Ce frumos! Cine-i mai mândru în codru? Foarte adevărat. Felicitări! A fost Mulțumesc. Mulțumim! Eliza Stan, vă rog! Mie mi se pare că sunteți adorabilă. O franchețe din asta frustă să o țineți tot așa, pentru că, într-adevăr, bucuria aceasta de a cânta este motorul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Dumneavoastră, la vârsta asta, prin cântec, vă limpeziți mintea. Mulțumesc! Și prin cântecul acesta, prin participarea dumneavoastră aici, ați luat o energie pozitivă și în același timp v-ați adus aminte de tinerețea dumneavoastră. Așa este. Să cântați în continuare, pentru că Horea, cântecul, este cea mai mare minune a lumii. Dumnezeu să vă ție. Mulțumesc frumos! Auziți, doamnă, vă place juriu? Dar cum? Totdeauna admir, iubesc de... Ce ziceți de domnul Leșe așa? Da. Fică mea e nebunită după dumneavoastră. Opa! Morocosule! Bun! Domnul Tinescu zice, norocosule! Nu, că de obicei la mine vin, când dau autografe, vin fete foarte răcuse. Domnule, zic, vreau și eu un autograf. Zic, cum te cheamă? Ce nu pentru mine, ce pentru mama, zice. Era elevă de liceu când v-a văzut prima dată. Ce tare! Mi-a spus în cabină, eu iubesc pe domnul Grigore Leșu la nebunie. Grigore Leșu, vă rog frumos! Leșu. Așa că e ceva. Mulțumim tare mult, doamnă! Pentru spiritul pe care l-ați adus aici în platou. Mulțumim mult și Doamne ajută, ne revedem mai târziu. Grigore Leșu. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Ce fică mea pe Grigore Leșu. Leșule.